Pentru a putea cere liberarea condiționată, Cristian Cioacă ar fi trebuit să execute 4.566 de zile de pedeapsă. În schimb, acesta este după gratii de 3.130 de zile, însă a mai câștigat multe zile de libertate pentru că a lucrat 685 de zile în penitenciar, dar și prin recurs compensatoriu. Adică prin faptul că în penitenciar nu există condițiile impuse de normele Uniunii Europene și astfel persoanele pot câștiga alte zile de libertate. Cristian Cioacă a fost condamnat în 2014 la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru lovituri cauzatoare de moarte asupra soției Elodia Ghinescu. Magistrații judecătoriei Pitești au respins cererea prin care Cristian Cioacă dorea să fie eliberat condiționat. Acesta ar putea reveni cu o nouă cerere în luna mai a acestui an. Pentru că întrunește toate condițiile cerute de lege pentru liberarea condiționată, eu mă aștept doar la o soluție de admitere. După cum ați observat din dezbateri, referatele întocmite de către administrația penitenciară lor sunt toate excepționale. Singura motivație pentru amânarea de 4 luni consta în aceea că fapta a fost deosebit de gravă. Ori aici avem în România diferențe esențiale în modul de interpretare, respectiv noi spunem că gravitatea faptei a avut în vedere de judecător la judecata inițială, când s-a stabilit pedeapsa. Deci, din punctul meu de vedere, acest motiv nu există. Probabil că, datorită impactului public, s-a dorit o amânare de conjunctură. Nu am nicio explicație legală pentru acest criteriu de amânare. Ați depus-o în scris cu privire la o angajare. Da, are dreptul să se angajeze. Una din cerințele pentru eliberarea condiționată este să dovedești că vei fi bine integrat în societate. Nu cred că vreun cetățean al țării are vreun dubiu că domnul Cristian Cioacă nu se va integra corespunzător în societate. A avut un comportament ireproșabil în toată perioada de executare a pedepsei, a fost un model pentru toți deținuții, a participat activ la activitatea din penitenciar, a sprijinit cadrele în relaționarea cu deținuții. Avocata Elodia Ghinescu a dispărut fără urmă în august 2007. Condamnarea fostului polițist a fost dată în contextul în care acesta nu și-a recunoscut niciodată fapta, iar cadavrul femeii nu a fost găsit până acum. Cazul lui Cristian Cioacă și al soției sale, avocata Elodia Ghinescu, a fost în urmă cu 16 ani unul dintre cele mai mediatizate din istoria României post-decembriste.